Deci un medic cu deci experiența oricărei specialități medicale, indiferent că e, adică are, are și un departament oncologic. Fie că e un, cum este ORL-ul, cum este oftalmologia, ginecologia, chirurgia pură, nu știu, pot să spun dermatologia, există și nuanțe de oncologie. Problema este că trebuie să te și pasioneze. Un diagnostic oncologic este un diagnostic, trebuie să fie un diagnostic clar. El se bazează pe ceea ce numim noi anatomie patologică, deci o biopsie. Se mai adaugă în ultimii ani ce s-ar numi imunohistochimie, deci un test care întregește diagnosticul anatomopatologic. Dar, practic, pacientul deschide ușa medicului atunci când o deschide, ca să zic așa. Nu știm niciodată dacă, adică nici el nu știe, nici medicul nu știe când va avea loc momentul acela. Și practic ăla este momentul inițial. Dacă vrem să spunem așa, tot din statistică, cu câtă vreme înainte a început o astfel de poveste, asta literatura arată că vreme cam de aproximativ 8 ani de zile înainte ca pacientul să descopere că are un diagnostic oncologic, omul are teoretic diagnosticul, îl poartă pe picioare, trăiește cu el, zâmbește cu el, se străduie împreună cu acest diagnostic să facă nu știu câte proiecte, dar nu are încă motivația sau senzația că ar trebui să împărtășească cu cineva o anumită temere sau stare sufletească pe care o are cu privire la ceva. Pentru că dacă ar avea-o, de aici poate că s-ar ajunge la un rezultat mai rapid al unui diagnostic. Adică sunt femei care au un nodul la sân, dar nu se duc la medic, nu fac mamografie, nu le doare. Asta este scuza pe care ele o spun. Dar de fapt asta arată iarăși o singurătate de idei. Nu comunică cu nimeni despre problema aia. N-au o bună prietenă, n-au o mamă, n-au un soț care să le poarte de grijă așa cum ar trebui. Faptul că ajungi la mamografie doar atunci când tumora începe să-și sporească volumul sau să arate sânul într-un anumit fel, nu înseamnă că ai ajuns la timp. Practic, de aceea prevenția oncologică spune că drumul la medic în ce privește partea asta oncologică ar trebui să aibă loc o dată pe an, să spunem măcar o dată pe an, cu gândul că vei găsi niște vei găsi un dialog cu medicul respectiv vis-a-vis dacă sânul pe care sânii, mă refer la o femeie, sunt sau nu sunt cu probleme. Dacă în urma testului Babeș Papanicolau există sau nu există vreo problemă în sfera genitală. Testul Babeș Papanicolau nu este singurul test care poate exprima sănătatea aparatului genital feminin. Aici putem să colaborăm cu o ecografie de pelvis, numai că trebuie nuanțate niște elemente care trebuie să facă parte și din cunoștințele femei, cum ar fi din ce este constituit aparatul genital, ce dimensiuni trebuie să aibă ovarele unei femei cu ciclu menstrual sau fără ciclu menstrual, care este grosimea unui endometru la o femeie aflată la menopauză sau la o femeie cu ciclu menstrual. Eu sunt un medic ginecolog și, vedeți, eu mă refer mai mult la femeie, dar discuția, nu știu, aș vrea să fie așa cam unisex, să-l puneți și pe bărbat așa într-o privință. Bărbații au dificultăți mari de a comunica cu ceilalți despre starea lor de sănătate. Femeile așa sunt mai, cum să spun așa, să iau mai așa, cu una de cealaltă, hai, du-te, adică se conving mai ușor. Mai greu să convingi un bărbat, tu ca bărbat, să-și facă un examen. Dacă el nu are lângă el o femeie săritoare și hotărâtă să-l împingă de la spate să facă ceea ce trebuie. Adică să mănânce mai bine, să bea mai puțin, să nu mai fumeze sau lucruri de genul ăsta. Adică pot să spun că influența feminină pentru sănătatea bărbatului este hotărâtoare. Deci, practic, ca să ajungi la timp la medic, într-o poveste oncologică, trebuie să te smerești în fața unei astfel de situații. Dacă ai făcut vreodată cunoștință cu un pacient cu o poveste oncologică, să nu vezi doar în suprafață, adică cum a fost cu el mergând la spital sau cum l-ai văzut suferind. Trebuie să încerci să descoperi povestea dinainte de a fi bolnav. Adică, bineînțeles, cât de apropiat ai fost față de pacientul respectiv. Ca să-ți dai seama ce l-a împiedicat, ce l-a întârziat.
În general pot să spun că înainte de a fi o poveste a unui pacient oncologic, tot universul din jurul unui pacient oncologic este un univers cu multe bube, este frustrant, un univers care l-a copleșit, o lipsă de atenție din partea celorlalți din jur, pierderea unui loc de muncă, o îndepărtare așa, poate nevăzută, o distanțare între soț și soție, între copii și părinți. Și atunci apare. Apare pentru că dacă noi aici nu facem o statistică a pacienților, uităm un lucru, că pacientul face parte dintr-o familie și când un pacient are o problemă oncologică și familia are o problemă oncologică și atunci familia își poate aminti sau se poate reconstrui pe un piedestal mai coerent, mai puternic. Nu să abandoneze, să spune l-am pierdut pe mama, l-am pierdut pe tata sau uite ce s-a întâmplat, am rămas singuri. Poate că jertfa așa, anonimă sau într-o familie, ar trebui să facă familia aceea să fie mai spornică, mai îndârjită în ceea ce numim noi viață, să facă lucrurile mai la timp, mai clar, cel puțin din punct de vedere educațional. Medicina asta cu mulți bani e o medicină frustrantă, după părerea mea. Am avut prilejul să cunosc și medicina de dinainte de 1990, cu niște oameni care, din păcate, nu mai sunt printre noi, aici mă refer la medici, și vă spun, era foarte bogată. Era bogată în atitudine, în timp de discutat cu pacientul. Erau mai puține medicamente, să spunem, le spun acum noi, le spunem noi citostatice, era mai multă chirurgie, exista radioterapie în tratament. Înainte se spunea că 70% din vindecarea unui pacient oncologic depinde de chirurgie. Acum nu cred că cineva mai acordă acest procentaj acestei muze medicale care înseamnă chirurgie. În orice caz, povestea oncologică, după părerea mea, este o provocare și medicală și socială de a antrena oamenii de la niște chimere către niște concluzii foarte clare. Dacă sunt sau sunt partizani ideii de familie, de lucru bun făcut împreună și cât se poate colaborare în cadrul unei comunități. A bârfi despre actul medical, că e într-un fel, a povesti lucruri nepotrivite despre cineva care slujește într-o biserică sau a scoate în evidență, nu știu ce activitate în cadrul unei școli, denaturează oarecum, ca să spunem așa, harul și atitudinea unor oameni care, prin alegerea unei meserii, cum sunt medicii, preoții, profesorii, educatorii, se dedică nu numai învățării celorlalți cu privire la ce înseamnă o stare de sănătate sau luarea unui examen cum este bacalaureatul, ci acumulării unor energii, ca oamenii aceia să se poată folosi de ceva în viață. Aș vrea să spun că un om cu o poveste oncologică sporește experiența familiei cu privire la anumite lucruri pe care trebuia să le bage mai de mult în seamă.